Ta-na-na-na-na. Am venit. Ta-na-na. Nu chiar așa de optimist, dar mă rog, s-ar putea să devină. Odată, cine știe. Vă spuneam că Livache, bă, a pierdut visul lui de știi. Era povestea aia cu Belina, cu insula Belina, pe care a luat-o Teldrumul de la Livache, de la Consiliul Județean Teleorman, și trebuia să facă, și trebuia să dreagă, și trebuia să extraordinar. Înțelegi ce spun? Ei, uite că lucrurile s-au schimbat. Motivat de scandalul ăsta, la un moment dat, povestea a ajuns din nou în zona Consiliului Județean, care a retras, sau mă rog, și-a recuperat bunul, e vorba de insula Belina și încă nu știu ce chestie acolo, încă ceva, care ajunseseră la Teldrumul lui Livache, sau care nu e al lui Livache, și al lui Livache, ia lui ăla micu, bă, Teldrumul lui Livache, ce mai așa? Înțelegi? Adică a ajuns acolo, băiatul trebuia să facă niște investiții, facă evident niște bani. Și du-te cât de data asta nu i-a mers. S-o fi trezit aia din Teleorman, bă, greu de spus. La sudiște e grea trezirea, înțelegi? E mai pe sud și acolo e mai vremea mai permisivă, probabil, și se trezesc mai greu. Dar poate, cine știe, are și țara asta o șansă. Apropo de trezit. Că, cine știe. Poate, poate. Cum spuneam, a revenit Berina înapoi și dacă e să vorbim așa de teritorii, să reducem un picuț, nu că aș fi decât zvarză la capitolul ăsta, știi? Dar zic așa, de conflictul ăsta care deja a escaladat, lege marțială în Ucraina și motivat evident de Mama Rașia. Mama Rașia a sechestrat trei nave ucrainene undeva undeva în nu știu ce ape și de acolo a escaladat o întreagă poveste și așa a apărut legea marțială în Ucraina. Nu se lasă Putin dacă cei care au crezut vreodată că Putin doarme sau visul lui de glorie vis-a-vis de refacerea granițelor Uniunii Sovietice s-a spulberat, s-a înșelat sau se înșeală. Pentru că nu va niciodată nu va renunța la tot ceea ce a fost Uniunea Sovietelor, nu știu cum și așa mai departe, cum era fostul URSS. Uite, vezi, nici traducerea nu mai știu. Chiar nu mai știu și nici nu vreau să știu. Spuneam, a escaladat un scandal și este aici, pentru că Ucraina este vecinul nostru. Scandalul, într-adevăr, și legea marțială și așa mai departe vorbește despre granițele cu Rusia, dar evident că ai așa un picuț de temere în ceea ce privește ceea ce se poate întâmpla, Doamne ferește, în acea zonă. Nu că ar fi fost, bine, pentru că la Donbas, vă aduceți aminte, la Donetsk, acolo lucrurile au escaladat și a fost scandal mare și evident alimentat, un lucru pe care nu l-au recunoscut niciodată, dar a fost alimentat evident de Mama Rașia, care a făcut acolo, prin prisma expansiunii, ceea ce au crezut ei de cuvință și nu se vor opri niciodată. Klaus Iohannis, președintele României, ne dă asigurări că România nu este niciun fel de pericol și că putem să stăm liniștiți și trebuie să-l credem președinte, pentru că probabil că el, să mă rog, este cel mai din țara asta, cel mai în măsură să o facă, vorbind de faptul că el este cel care conduce Consiliul Superior de Apărare a Țării, acel celebru CSAT. Da, escaladează conflictele, din păcate, cum spuneam, Putin nu poate fi liniștit. Din păcate. Sau poate, încă nu-i momentul, ce știu eu, că nu mă pricep. Cert este că toate lucrurile astea se datorează doar pentru că un Putin ca el, un puțin ca el, își bate joc așa, de o lume întreagă, de un glob pământesc, cum vrea mușchiul lui. Apar tot felul de oameni care trimit tot felul de mesaje vis-a-vis de ce se întâmplă, de cum se întâmplă. Și evident, partidele noi apărute încearcă să-și facă loc așa pe eșichierul politic și asta prin prisma procentelor, pentru că niște băieți care sunt acolo își doresc să rămână în Parlamentul României, asta dacă ei deja sunt în Parlament, și alții care își doresc de tare mult timp să ajungă. Așa este vorba și de un partid pe care îl conduce la Suceava, cel la cărui nume nu-l pronunțăm în această emisiune, și care vorbește, să vedeți cu câtă nonșalanță, despre groapa de gunoi de la Pojorâta.
acolo groapa nu poate să fie dusă mai departe, pentru că există o sentință a unei instanțe judecătorești care stopează orice fel de demers administrativ legat de groapa de la, sau mă rog, anulează autorizația de construcție a gropii de la Pojorâta. Un întreg demers aici. Dar spuneam, cineva care a lucrat la povestea asta, cineva care a avut tot felul de atribuții prin prisma funcției pe care o deținea la un moment dat în Consiliul Județean, și asta vorbim de anii, cred eu, sper să nu greșesc, anii așa de după 2000, sau mă rog, în jur de 2003, 2004, 2005, undeva aici cred că ar trebui să discutăm, uită foarte repede de la cine a plecat demersul, de unde a plecat demersul cu această groapă de gunoi, cu un fost primar al comunei Pojorâta, care a indus în eroare populația vis-a-vis de ceea ce se poate întâmpla și construi acolo, și de acolo toate lucrurile au plecat rău, și de acolo a plecat acest întreg scandal cu groapa de la deșeuri și așa mai departe, decât de la Pojorâta. Un scandal pe care nimeni astăzi din băieții care au fost acolo, și spuneam de cel al cărui nume nu-l pronunțăm, dar care era în conducerea județului până în anul 2008, făcea parte din acea conducere a județului, la nivel administrativ vorbesc evident, prin prisma funcției din Consiliul Județean, alături de tătuca de la acea vreme, președintele de până în 2008 al Consiliului Județean, nu și-au asumat deloc această groapă de gunoi și nu și-au asumat în continuare asta, pentru că ei așa au fost învățați pe principiu nu noi. La fel cum se întâmplă și acum. Și dacă o să-i vedeți, când au fost la guvernare alături de Livache și de guvernele Tudose, nu au spus niciodată nu, pas, acum se fac pe mari rănițe acestui război intern din PSD și așa mai departe, în condițiile în care ei au avut numai de profitat. Și se gândesc, evident, prin prisma ceea ce își doresc să profite în continuare. Va fi așa sau nu va fi așa? Greu de spus, vom vedea. Este doar cum credem noi și nu ei. Sau, mă rog, cât de repede vom pune noi cât de repede ne vom lăsa înșelați, ca să nu folosesc o expresie total neacademică de dimineață, de promisiunile pe care le fac la un moment dat oamenii politici. Și dacă aveți vreun semn de întrebare, uitați-vă doar un picuț la promisiunile din 2012 și cele din 2016 ale băieților care conduc astăzi România, sau și astăzi România, celor la PSD și ALDE. Și o să vedeți că s-a ales praful. Nimic nu s-a întâmplat acolo, doar cenușă, fum și sânge în spatele lor. În rest, nimic, absolut nimic. Doar pentru ei și pentru camarilele lor. Prin guvernările succesive ale celor de la PSD au trecut o grămadă de miniștri. Păi știi care e problema? Că ai senzația că întotdeauna zici ceva de genul, bă, zice, a plecat ăsta, bă, nu se poate să vină altul mai slab, mai puțin pregătit, să nu folosesc o expresie iarăși așa neacademică de dimineață. Bă, și întotdeauna reușesc. Bă, aduc niște de n-ai văzut. Bă, uite un picuț, bă, Andrușca, am zis, da? Andrușca era băiatul ăla, știi care, barză, înțelegi? Băiatul ăla de la economie, l-a trimis pe Andrușcă, bă, ce a pus în locul lui? Un băiat care a fost anchetat, judecat și condamnat pentru furt. Pe Bădălău, înțelegi? Deci cum, bă, nu se poate în țara asta? Se poate, bă, întotdeauna este posibil sau este loc. Băieții ăștia nu s-au dezmințit niciodată. Au schimbat la miniștrii de n-ai văzut. Bă, ne-am făcut de râsul Europei. Dar nu asta e marea problemă, că suntem de râsul Europei. Bă, mai sunt oameni politici, evident, nu în România,
Gen, habar n-am, bă, dacă te uiți la unguri. Bă, și ăla bate cu pumnul în masă. Bă, polonii bat cu pumnul în masă, înțelegi? Adică vor și ei să arate că sunt, bă, și reușesc. Dar știi de ce? Bă, pentru că au de ce. Dar când e vorba de țara lor, când e vorba de a, de a face ceva pentru cetățeanul pe care îl reprezintă, bă, ăia fac. Bă, și fac. Înțelegi? La ăia se vede, bă. Pe când la noi și bătaie de joc, și își fac mendrele cu noi, și ne mint de nave Maier, și ce mai grav e că noi punem botul absolut de fiecare dată. This is Romania. Am să o spun de fiecare dată. Din păcate, asta este România. Au început cele trei zile de evenimente care vorbesc despre unirea Bucovinei cu cu România. Mâine, de ziua Bucovinei, pe 28, la ora 10, va fi o manifestare legată de statuia lui Ștefan cel Mare din din parcul cetății. Acolo va fi veți vedea, dragii mei, cei care veți merge acolo, ce s-a întâmplat și trebuia să se întâmple, pentru că lucrurile acolo, până începe reabilitarea, nu erau foarte, foarte în regulă. S-a reabilitat și asta în an centenar. Mâine va fi acolo, va fi redată nouă sucevenilor istoriei, dacă vreți, această statuie a lui Ștefan cel Mare, cea care spune, lasă că vă arăt eu vouă. Tot mâine ședință festivă, mâine va fi Crainou, să nu uitați de opereta Crainou, ora 15, Casa de Cultură, Crainou, 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 la noi, la noi, bine ai venit, Crainou, 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 să nu uitați, Ciprian Porumbescu, al nostru. După care urmează aprinderea luminițelor la orele 16 și, bineînțeles, concert de ziua Bucovinei, Irina Rimes, Zdob și Zdup, și Plăieșii cu Mișii și cu și când a fost împreună cu soldații din regimentul 43, cred. Da. Deci vor fi manifestări la care e păcat să nu participăm, dragii mei, pentru că de un centenar nu-i de aici decolea. Și nu oricine are șansa să-l și prindă. Da, ștrandul din Ițcani va fi reconstruit și nu reabilitat, spune presa, pentru că acolo s-a făcut un studiu. Constatarea a fost, sau ce au constatat cei care au făcut acel studiu de rezistență, expertiză și așa mai departe, au zis că reabilitarea ar fi mai scumpă decât demolarea și reconstruirea. Investiția este estimată la circa 12 milioane de lei. Lucrările vor dura 24 de luni. Amenajate urmând a fi 3 noi bazine, inclusiv cu apă sărată și pentru copii, precum și 3 plaje. E păcat să nu se facă, pentru că la un moment dat ștrandul de la Ițcani era fruntea. Mai era și unul la Burdujeni. Vă aduceți aminte de care? Cei așa mai cu camine așa mai știu. Era și funcțional pe vremuri. Înțelegi? Era ștrandul de la CCH, frate. Bravo. Așa. Intersecția asta mare, decât de giratoriu, imediat după pod, undeva pe dreapta, era ștrandul de la Burduzeni. Dar ștrandul de la Ițcani era decât, ca să zic așa, fruncea, pentru că era mare, era întins, aveai plajă, aveai niște chestii acolo ca să poți să mergi să te răcorești vara. Bine ar fi ca el să intre, mă rog, să rămână în atenția, autorităților și să se reabiliteze. Pentru că, până la urmă, Suceava o merită să aibă și așa ceva. De ce nu? Nu? Pe lângă noi mai găsești tot felul de ștranduri, tot felul de lucruri, dar nu? E bine și în Suceava. Ședință festivă la Consiliul Local și dezvăluire noi plăci de aniversare a centenarului la Primăria Suceava. Municipalitatea Suceava a dat ieri statul manifestărilor dedicate în plinirea 100 de ani de la Marea Unire, sărbătorind în primul rând Unirea Bucovinei cu România, care a avut loc la 28 noiembrie 1918. Începem azi a sărbători marele eveniment al centenarului,
începem prin sărbătoarea Unirii Bucovinei cu România, prin dezvelirea unei plăci aniversale, aniversare pusă pe primărie pentru generațiile viitoare. Anunțul a făcut primarul Ion Lungu, care a dezvelit placa împreună cu conducerea județului, vorba de președintele Gheorghe Flutur și parlamentarii Ioan Bălan și Alexandru Băișanu. S-a vorbit și despre primarul și primarul de atunci și rolul pe care l-a avut acesta atunci când vorbim de unirea cu România. E vorba despre Eusebiu Popovici, un sucevean de loc din Plăvălare, comuna Udești astăzi. Consilierii județeni suceveni au primit medalia aniversară Bucovina 100. Deputatul Mihalescu i-a solicitat precizări ministrului Muncii pe tema indicatorului social de referință. Budăi s-ar putea să nu știe, mă rog, ce răspuns să-i dea, pentru că la Budăi lucrurile nu sunt foarte, cu Budăi lucrurile nu sunt foarte în regulă. La fel cum nu sunt lucrurile în regulă la Straja, dragii mei. Știți că vă povesteam despre comuna Straja, o localitate frumoasă, plină de istorie din Bucovina sau din mijlocul, din inima Bucovinei. La Straja însă se întâmplă lucruri absolut nefirești. Ieri se pare că a fost o ședință de consiliu local acolo, trebuiau validați niște consilieri, noi consilieri. Vă aduceam aminte la un moment dat de promisiunea primarului care spunea că a fost așa o neînțelegere și că de fapt nu se pune problema ca acei consilieri să nu fie validați, evident pentru că nu sunt de culoarea politică a primarului, adică nu sunt PSD, și pentru că sunt PNL n-au fost nici ieri validați, pentru că băieții de la PSD împreună cu primarul au părăsit sala. Deci asta este tipul de administrație care se face în România. Bă, mă și întreb, autoritățile, bă, autoritatea. Dar autoritatea o reprezintă, știți cine, da? Există instituția prefectului, care a trebuit să se autosesizeze și care să se dezbrace un picuț de haina politică, vorbim de doamna prefect, și să ia frâile în mână și să vadă ce se întâmplă acolo. Numai că se pare că lucrurile stau un picuț altfel. Direcția Națională Anticorupție, sesizată să ancheteze abuzurile din cadrul Consiliului Local Straja, și imaginea care îmi sare mie în ochi este cea cu primarul de la Straja, tânărul Mihai Juravlen. Deși au trecut mai bine de 3 luni, primarul și consilierii PSD refuză să valideze 2 aleși ai PNL-ului, prefectura Suceava știe despre caz, dar se face că nu vede. Cum spuneam, cine este garantul aplicării legii în teritoriu și reprezentantul guvernului în teritoriu? Evident, prefectura. Ce face prefectura? Permite ca lucruri de genul Straja să se întâmple. Pentru că se întâmplă. Este pentru a treia oară, sau, mă rog, cel puțin a treia oară din cât știu eu, de când consilierii n-au fost validați și s-au invocat tot felul de motive sau nu s-au invocat niciun fel de motiv, doar că atunci când proiectul de hotărâre a fost pus în discuție, consilierii PSD împreună cu primarul au părăsit sala. La fel s-a întâmplat și ieri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că până la urmă la lege, legea nu triumfă acolo la Straja. Și tânărul Mihai Juravle, primarul de Straja, are o mare problemă. În primul rând de credibilitate, dacă vorbim de lege, dar asta se pare că deja în PSD este un mod de a fi. E pe principiu, bă, dacă e la București pot, eu la Straja, dă ce să nu. Ia să vedem. Abuzurile comise de primarul PSD al comunei Straja și de consilierii locale aceluiași partid politic continuă nestingherite de nimeni. Reprezentanții prefecturii Suceava, chiar dacă sunt la curent cu ceea ce se petrece la Straja, preferă să nu vadă nimic și să lase lucrurile la voia primarului. Ci că ultima nefăcută s-a înregistrat chiar ieri cu ocazia ședinței extraordinare de Consiliul Local. Din cele 8 puncte aflate pe ordinea de zi, s-au discutat doar primele. Ca și în precedentele situații, în momentul în care s-a pus în discuție validarea supleanțelor de pe listele PNL, aleșii locali ai PSD au părăsit sala de ședință. În lipsă de quorum, validarea celor 2 supleanți a fost imposibilă. Prin acest joc murdar, acceptat tacit de prefectură, primarul reușește să dețină majoritatea în Consiliul Local. Dacă nu în august acestui an, structura Consiliului Local Straja avea în componență 8 aleși PNL și 7 PSD, situația s-a modificat esențial, în sensul că acum sunt 7 de la PSD și 6 de la PNL. Și asta, de fapt, aici este jocul politic. Bă, dar de jocul administrativ. V-a spus cineva, domnule primar? De faptul că legea trebuie să triumfe în țara asta, v-a spus cineva?
Zice lumea că sunteți un tip pregătit. Cât de pregătit? Și pregătit pentru ce? Dacă legea nu mai este importantă în țara asta, dacă legea nu mai e importantă la strajă și aplicarea ei înseamnă așa, de ce? Și repet, vorbim de o comună frumoasă care merită tare multe. Nu se întâmplă, nu s-a întâmplat nici acum, cu toate că vă aduc aminte la ultima discuție pe care am avut-o, primarul spunea foarte clar, a fost o neînțelegere, dar acea neînțelegere se va rezolva la prima ședință de Consiliul Local. Prima a fost ieri și s-a rezolvat la fel ca până acum, în sensul că cei doi n-au fost validați. De ce? Pentru că e vorba de jocuri de putere pe care cei de la PSD le fac. Cât timp? Atât timp cât Livache, legea, Veurica, Tudorel, prefectura probabil le vor permite. Atâta timp la straja nu se va întâmpla probabil nimic. Cât timp cei puși să garanteze aplicarea legii nu vor face ceva în acest sens. Din păcate, în țara asta, încă lucrurile stau așa. Încă stau așa. Și poate ne aude cineva și va face în așa fel încât să demonstreze că ceea ce am spus nu e adevărat. Și că legea triumfă inclusiv la strajă. Da, din păcate mai sunt situații de acest gen și în județul Suceava. 40 de oameni au avut nevoie de grijă medicale după ce au căzut pe gheață în Suceava, așa că aveți de grijă, dragii mei, pentru că lucrurile nu sunt foarte, foarte în regulă. Dorința românului de mâine, aș vrea să port ca porumbel un ram de pace mondială și în loc de păsări de oțel să-mi fac din suflet catedrală, spune Emilianus. Și asta în condițiile în care duminică s-a sfințit Catedrala Mântuirii Neamului la București. Euro cotat astăzi la 4,6585, dolar american la 4,1001, ceea ce spune foarte multe despre stabilitatea, cu ghilimele de rigoare, monetară a României în perioada PSD-istă, condusă cu o mână de fer de Livache și ai lui. Nu? Dragii mei, cam atât. Pentru astăzi, aveți de grijă, pentru că astăzi va fi o zi mohorâtă, o zi supărată, o zi cu ninsori sau cu posibile ninsori, pentru că spuneam, șansele de precipitație sunt undeva între în jur de 60-70%, nu foarte mari, dar e posibil să apară și precipitațiile sub formă de ninsoare. Cât de bogate cantitativ, nu știu, dar e posibil să apară, cel puțin și că de aici pleacă valul cu ninsoarea. S-ar putea ca pe weekend, pe motiv de ger foarte pronunțat, și foarte enervant și agasant așa și greu de suportat, să avem parte de soare, adică va fi un soare cu dinți. Dar asta mai pe weekend încolo, și spuneam pe joi seară vom avea un puseu, așa un vârf de temperaturi negative pentru care ne pregătim. Ziua de astăzi undeva în jur de 0 grade, 1 grad poate cu plus mai în tot județul Suceava și pe la prietenii noștri din județele învecinate. La fel, pe noapte se așteaptă temperaturi undeva în jur de minus 7 grade în zona de șes și deal, undeva în jur de minus 9 grade în zona de munte. Spuneam să ne așteptăm undeva pe joi la temperaturi care la munte pot ajunge la minus 20 și în șes undeva în jur de 16-17 grade cu minus. La fel vor fi ziua de vineri, va fi una foarte rece pentru că se așteaptă temperaturi la șes undeva în jur de minus 11 și probabil la munte în jur de minus 13 grade și asta pentru că nopțile au fost foarte, foarte reci, nopțile care precedeau sau preced ziua de vineri. Noaptea care precede ziua de vineri. Vreme rece, vreme răcoroasă, vreme de iarnă, aveți grijă de dumneavoastră cum circulați, indiferent cum, că sunteți pietoni sau că sunteți conducători auto, aveți grijă unii de ceilalți. Respectați semnele de circulație, încercați să circulați până la limita evitării oricărui pericol. Și încercați, hai să încercăm toți să facem așa un exercițiu și să punem mână de la mână să aducem siguranța rutieră în județul Suceava la cotele pe care județul îl merită și să ne scoatem din zona asta neagră, adică din zona acelui mai nesigur județ
din România și din Uniunea Europeană. Parcă nu o merităm. Aveți grijă mare de dumneavoastră, pentru că autoritățile nu o fac. Să rămâneți cu noi cu programul Bucovina TV și să nu uitați, evident, să fiți frumoși, să fiți la fel, luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!